Iartă-mă că te întreb, dar trebuie să te întreb. Tu și să citești, nu? Da. Bă, băiatule, bă, băiatule, abar n-ai! Hai, prima întrebare, dar tare citești, da? Da. Asta, asta. Da, de aici. Te-a violat. Citește, bă, nebunule, că abar n-ai de capul tău! Te-a violat Marian duminică seara pe 5 ianuarie 2020? Nu știu, nu știu. Cum îi chemați, mă, pe proștii ăștia? Nu înțeleg. Bă, ăsta, bă, ce că e prost? Bă, n-are nici față măcar. Măcar chemați-ul, mă, chemați unul care e mai frumos, bă, nu-i știe, e prost. Bă, dar ea e frumos. Bă, se îmbracă frumos. Îmbrăcat urâte. Urâte. Proste. Că nu-s chiar prost. Bă, băiatule, ești un dobitoc și un prost. Doresc să le fac o adresare. Cei care ne-au jignit pe mine, stegarul Viorel. Păi, bă, dacă nu-l jignești, vine iar la televizor și iar minte. Haideți că puteți să-l întrebați orice vreți. Luați telefonul de la mine. Păi ce să-l întreb pe ăsta? Da, alo? Cum te cheamă, bă, băiatule, pe tine? Pe mine, stegarul Viorel. Cum poți să vorbești asemenea prostii? Cine naibii te cheamă pe tine la televizor, mă? Doamna Mirela. Vreau să vă spun așa, este un domn lângă dumneavoastră acolo, nu știu cum îl cheamă. Viorel. Nu, eu nu știu de unde îi găsiți. Mă, cum să spui asemenea prostii și asemenea tâmpenii să audă lumea? Noi eu chiar deștept, dar nici prost nu sunt. Bă, băiatule, ești un dobitoc și un prost. Păi dumne, dar dumneata, cum să spui asemenea prostii, că nu-ți disperi omul, că nu mă interesa să te-am liniștit la mine la birou? Să zicem că da, să sperăm că nu. Nu știu. Dacă nu știi, spune nu știu. Păi te aduci în stare. Dacă mințiți lumea așa, la televizor. Da, sper că da, sper că nu. Păi bă, băiatule, nu mai te duce la televizor. Că după ce că ești și prost, mai ești și urât și chelios. Că nu-s chiar prost, dar nici prost nu-s. Bă, băiatule, abar n-ai. Nu suntem persoane reduse mental și nu vrem să fim bat jocorit. Citește, bă, nebunule, că abar n-ai de capul tău. Să zicem că da. Eu când văd proști, mai ales când sunt, vezi, doamne, și la televizor, mă. Că ești cam recalcitrant, așa, nu e ok. Nu-s cam recalcitrat. Bă, băiatule, ești un dobitoc și un prost. A, bă, lăsați-mă rea din pace, că văd prea mulți proști. Eu am alergie la proști. Nebunesc? Uite, acum mă mănâncă pielea de la proști. Bă, acum mă mănâncă pielea. Nu, hai, pa, la revedere!